România va trece printr-un weekend de foc, iar meteorologii au dat prima alertă de cod roșu de caniculă. Sudul țării va fi cel mai afectat de arșița greu de suportat. Ce temperaturi se vor înregistra, ne spune Oana Guran. Bună seara, Oana, te ascultăm. Bună seara, Cristian. Pentru ziua de mâine, codul roșu de caniculă vizează 5 județe din sudul țării, iar temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade. Disconfortul termic însă va fi accentuat, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită va fi mai ridicată de atât. Tot mâine sunt valabile două coduri portocaliu și galben de căldură. Duminică, în schimb, se va extinde codul roșu de caniculă și va cuprinde inclusiv capitala și județul Ilfov. Temperaturile se vor menține la 39 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20 de grade, fenomen pe care meteorologii îl numesc nopți tropicale. Având în vedere temperaturile extrem de ridicate care se anunță, mai multe județe au anunțat că vor lua măsuri și că vor opri furnizarea apei potabile pe timpul nopții. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Avocatul din Iași a acuzat că și-a ucis iubita însărcinată, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea, Delia Sandulachi, ne spune ce se întâmplă acum cu suspectul din acest caz. Delia, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Cristian. Avocatul rămâne deocamdată în arest la domiciliu pentru că sentința nu este una definitivă. Condamnarea de 23 de ani dată astăzi de magistrații de la Curtea de Apel din Iași a fost dată în primă instanță, dar suspectul o poate ataca conform pronunțării de astăzi, avocatul trebuie să plătească și daune de 210.000 de euro. În urmă cu 3 ani, Monica, iubita lui care era și însărcinată, a fost găsită fără suflare în fața blocului în care locuiau cei doi. Inițial s-a discutat despre o sinucidere, dar expertizele au indicat urme de violență pe corpul tinerei. Așa că avocatul a fost reținut la câteva luni după ce femeia a fost găsită moartă. Dar instanța a decis în cele din urmă că poate fi judecat în arest la domiciliu. Bărbatul a negat în permanență acuzațiile, iar între timp și-a refăcut și viața și are o nouă relație. Ultimul cuvânt în acest dosar de omor îl vor avea judecătorii de la Curtea Supremă. Dosarul va ajunge acolo pentru că suspectul este avocat. În caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice. Acestea au fost informațiile. La revedere! Noua judecătoare din dosarul Pascu a explicat de ce Beizadeaua nu va fi judecată pentru omor, așa cum s-a întâmplat în cazul altor șoferi beți sau drogați. Motivarea este șocantă și ține de locul în care s-a produs tragedia, dar și de atitudinea polițiștilor. Culmea, agenții l-au salvat pe individ de o pedeapsă mai mare. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Chiar nu mai avem nicio speranță. Nu există să treci peste această tragedie. Proaspăt tuns, cu sacou și cravată, Vlad Pascu a fost adus la termenul cu numărul 8. Nu a fost audiat nici astăzi, iar procesul a fost amânat cu aproape 2 luni. Are toate motivele să fie mulțumit de cum decurg procedurile. Nu va fi judecat pentru omor și asta pentru că polițiștii au fost prea blânzi cu el. Nu l-au sancționat când l-au tras pe dreapta în noaptea tragediei și nici nu l-au testat pentru droguri, deși avea substanțe interzise în mașină. În plus, l-au lăsat să plece. O altă împrejurare obiectivă ce a putut contribui la consolidarea percepției inculpatului că, atâta timp cât organele de poliție au permis să plece, el ar fi capabil să conducă autoturismul pe drumurile publice, neacceptând astfel posibilitatea producerii unui accident rutier soldat cu uciderea sau vătămarea unor persoane. Pascu e salvat și de locul în care s-a produs tragedia cu 2 morți. Nu rezultă în mod cert, fără niciun dubiu, că inculpatul ar fi comis faptele acceptând producerea vreunui rezultat periculos, deci cu intenție indirectă, întrucât nu rezultă că acestea ar fi fost comise în interiorul turistic al localității, la o oră de vârf și în condițiile existenței unei aglomerări, a unei mulțimi de persoane în zona accidentului. Altfel spus, victimele au avut ghinionul să se afle la locul nepotrivit, un cinism care cu greu poate fi înțeles de rudele celor 2 studenți morți. Suntem profund dezamăgiți de cum merg lucrurile. Toate speranțele noastre ni s-au risipit. Numai prostii se vorbește în sală, nimica despre copiii noștri.
Judecătoarea a mai dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Dacă se stabilește că răniții au suferit infirmități permanente, atunci Pascu ar putea primi mai mulți ani de închisoare. Nici vorbă însă de o pedeapsă la fel de mare ca în cazul acuzației de omor. Următorul termen se va judeca tot la Mangalia, pe 14 august. Parcă nu e zi lăsată de la Dumnezeu să nu auzim că soluția folosită la deparazitarea oilor mai omoară pe cineva. De această dată, victima e o fetiță de 3 ani din Sălaj. Sora ei a scăpat ca prin minune după ce mama a crezut că substanța toxică îi va scăpa de purii și de păduchi. Din păcate, a fost mortală pentru cea mică. Vă avertizez, urmează un material cu un puternic impact emoțional. Ceva soluție de oi, am dat în untru pe jos. Pentru gost, pentru pureci. Și așa că copiii au mărs fetele amândouă în lontru, au deschis ușa, au mărs în lontru, fetele amândouă și la amiază au fost. Într-o cocioabă construită din lut, în condiții demne de evul mediu, trăiește această familie cu 7 copii. Gândacii, puricii și păduchii se plimbă pe pereți. Acoperișul stă să cadă, iar curtea este plină de gunoaie. Din cauza condițiilor, mezina familiei în vârstă de 3 ani și sora mai mare de 8 ani au făcut păduchi. Fără să stea pe gânduri sau să ia în calcul pericolele, mama le-a spălat pe amândouă cu soluție pentru oi. După câteva ore, fetele au început să se simtă rău, iar cea mică și-a pierdut viața. În fața anchetatorilor, femeia a recunoscut cele întâmplate, însă în fața jurnaliștilor a aruncat vina asupra copiilor. Am dat pe jos cu soluție, am tras ușa, pe când am venit dintr-un cu fata, fetele se jucau pe jos amândouă. Pot eu băga la ochi sau la gură? Nu înțeleg, nu-mi dau seama. Nu știu ce fel de soluție, dacă știa, nu o folosea nimeni, nu o folosea, deci ne-am dat ca să scăpăm de gonjilele, nu ca să omorim noi copiii noștri. Pentru micuța de 3 ani, medicii nu au mai putut face nimic, doar sora mai mare a scăpat cu viață. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău. Este al doilea caz din această săptămână în care un copil își pierde viața de la soluția antideparazitară. Zilele trecute, un băiat de 7 ani din Botoșani a murit în condiții similare. Intoxicațiile cu soluția pentru animale pare să devină un fenomen. În ultimele 4 luni, alți 2 copii au murit și încă 9 persoane, printre care și 2 tinere adolescente, au ajuns în stare critică la spital. Caz incredibil, însă deosebit de grav la un centru educațional privat din Iași. O îngrijitoare și un copil au fost diagnosticați cu tuberculoză, iar conducerea ar fi încercat să ascundă focarul, acuză părinții. Testele au arătat că alți 6 micuți sunt purtători ai virusului. Culmea, o serbare programată astăzi a fost anulată când participanții se aflau în fața porții. Bună ziua! A venit pentru anchetă? Medicii de la Direcția de Sănătate Publică s-au întors astăzi la centrul educațional din cadrul grădiniței private. Ancheta epidemiologică s-a extins la alți 30 de copii și 17 angajați. Sunt confirmate 2 cazuri de TBC, unul la un adult, de fapt o persoană care lucrează în cadrul acelei instituții, și la un copil. De la momentul apariției primului caz, dispensarul TBC a declanșat o anchetă epidemiologică, anchetă care desigur este în curs de desfășurare. Totul a început în luna aprilie, când o îngrijitoare a început să aibă simptome specifice unei răceli. A crezut că este o viroză și a continuat să vină la serviciu. A ajuns la spital după ce starea de sănătate s-a degradat și mai mult. La scurt timp, un alt copil a fost depistat cu tuberculoză. În momentul de față sunt mai mulți copii, 7, adică infectați, dar nu bolnavi de tuberculoză. Și aceștia vor primi tratamentul adecvat. Au fost niște probleme de transparență a informațiilor. Cei mai mulți părinți spun că au aflat abia astăzi că există cazuri de tuberculoză la grădinița unde își duc copiii. Astăzi este informarea cu exact ce se întâmplă. Până acum a fost doar speculații ce s-a auzit între părinți. Astăzi o să aflăm oficial, să știm exact ce. Din aprilie se știe, dar așa, la nivel de șușotel, nu știam. Ba mai mult, cu toate că există o anchetă epidemiologică în curs, centrul educațional din cadrul grădiniței avea în plan să găzduiască astăzi o petrecere de final de an, la care urmau să participe preșcolari de la alte grădinițe.
Abia după ce informația a apărut în presă, conducerea a decis să anuleze evenimentul, iar părinții au fost anunțați printr-un mesaj că petrecerea s-a anulat abia când au ajuns în fața centrului cu copiii de mână. Spune că nu putem participa atât și să ne reorganizăm în altă parte. Nici o explicație, nu? Nu. N-au pus pe grup. Sunt surprins de situația. Cu toate acestea, reprezentanții grădiniței spun că nu au de gând să suspende activitatea. Activitatea nu s-a suspendat, s-a suspendat doar pentru faptul că este o dezinfecție, de contaminare. Nu ne obligă nimeni să suspendăm activitatea. Activitatea nu poate fi suspendată pentru că copiii nu sunt purtători și nu este nicio altă boală declarată. Grădinița și centrul educațional privat funcționează în 4 corpuri de clădire, iar medicii spun că intenționează să extindă ancheta epidemiologică. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Piața Neagră ar putea fi plină de injecții cu Ozempic contrafăcut, astfel că le recomandă oamenilor să nu cumpere de pe site-uri obscure. Diana Buze are detalii. Bună seara, Diana. Te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristian. Medicamentul este cunoscut ca injecție de slăbit, deși în mod real se folosește pentru tratamentul diabetului de tip 2. OMS a anunțat că de 2 ani monitorizează raportările de Ozempic falsificat din întreaga lume și recomandă oamenilor să cumpere doar din surse de încredere, de la medic, nu de pe alte site-uri sau rețele de socializare. Cei care au vrut să slăbească au folosit acest medicament, astfel au dus la o penurie pentru cei care au cu adevărat nevoie de el, așa cum vă spuneam, pentru tratamentul diabetului de tip 2. Astfel că au apărut foarte multe variante contrafăcute. Variante de medicament care fie nu conțin substanța deloc, fie conțin o substanță înlocuitoare, cum ar fi insulina, care afectează organismul. Atât de aici, Cristian, înapoi la tine. Mulțumim, Diana. Continuăm jurnalul. Bere, apă și sucuri ținute la peste 40 de grade în arșița soarelui. Este descoperirea șocantă făcută de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Mai mulți comercianți au fost prinși că depozitau băuturile pe unde apucau, fără ca temperatura să fie controlată. Specialiștii trag un semnal de alarmă. Consumul unor astfel de băuturi poate dăuna grav sănătății. A se păstra la loc uscat și răcoros, ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui. Pare că aceste recomandări au trecut pe lângă ochii și urechile zecilor de comercianți care și-au depozitat baxurile cu băuturi chiar în arșița soarelui. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit că unele dintre ele erau ținute la temperaturi de peste 30 de grade. Aproximativ 165.000 de litri de apă naturală și băuturi carbogazoase s-au retras de la comercializare. Pe lângă faptul că acestea erau depozitate incorrect, inspectorii de la Protecția Consumatorului au mai constatat că și transportul băuturilor se făcea la temperaturi mult prea ridicate. Vă imaginați într-un camion cu prelată, transportul acestor produse pot, și aceste produse pot ajunge la temperaturi de 60-70 de grade. Evident, ne fiind păstrate într-un loc răcoros, așa cum este indicat de producător, se schimbă proprietățile acelui produs și devin periculoase pentru sănătatea umană. Cu toate că autoritățile au retras de la vânzare mii de băuturi, astăzi, în capitală, mulți comercianți au ignorat indicațiile producătorilor. Așa stau baxurile cu apă în soare. Toată băutura este ținută aici afară, baxurile stau la temperatură necontrolată. În contact cu temperaturile acestea calde, cu soarele, materialul plastic, dăunează grav sănătății. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că băuturile care nu sunt ținute la temperatura potrivită se pot transforma în adevărate bombe cu ceas pentru sănătate. Statul la temperatură înaltă favorizează dezvoltarea microorganismelor care ar putea să nu dea o indigestie, o toxinfecție alimentară, recipiente din plastic, să le spunem. Sub influența temperaturii și a razelor ultraviolete ar putea să elimine în apă, să elibereze în apă o serie de substanțe potențial toxice. Protecția Consumatorului a aplicat amenzi în valoare totală de 770.000 de lei în urma controalelor din toată țara. Cu câteva zile înainte de Rusalii, litoralul e luat cu asalt. Cu miile turiști au umplut trenurile, dornii să ajungă cât mai repede în stațiuni. Nici cei care au ales autostrada nu au scăpat însă de aglomerație. În Gara de Nord e un du-te-vino continuu, iar peroanele de unde pleacă trenurile soarelui sunt pline ochi. Am dat un examen, avem o fereastră în sesiune și mergem toți. Deci acum sărbătoriți ce mai exact?
și sesiunea, și ziua mea, și viața, că e frumos, de tot. Eu acum 2 ore am aterizat pe Otopeni din Olanda, am fugit de la muncă. Ai fugit de la muncă strict pentru ziua lui? Da, bineînțeles. Ia spune, cum o să fie deplasarea asta? Cum o să fie scăpată? Deplasarea asta o să fie perfect. Ce planuri aveți? Să bem și să ne distrăm. Unde altundeva s-ar putea distra de minune decât în Vama Veche? Nici măcar cazare nu și-au luat. O să cutreierăm cluburile din unul în altul până când găsim unul care chiar să ne placă și... Deci să... fără cazare strict. Fără... Exact. Distracție. Exact. Alții se duc spre Costinești. 2-3 nopți în Costinești, a început vara, s-a terminat sesiunea, era momentul nostru. Nu e nicio problemă cu căldura. Este foarte bine afară și băutura ține de rece. Pur și simplu m-am uitat, eram... Ok, un tricou, o pereche de pantaloni, încălțări, doi. Care e planul de bătaie? Planul de bătaie? Costinești înseamnă de obicei cluburi, deci neapărat de acolo. Toate biletele spre Constanța se epuizează rapid, astfel că ar fi bine să vă procurați din timp, în caz că puneți la cale vreo escapadă. Vă așteptăm la mare! Și Autostrada Soarelui e aglomerată, la fel și în parcări, unde oamenii mai opresc să facă un popas, să mai cumpere o apă sau ceva de mâncare până ajung pe litoral. Pentru 3 zile? Da. Eu am toată casa după mine. Toată. Noi suntem amândouă într-o mașină și nu mai avem loc de bagaje. Vreau să mă distrez și să mă bronzez. De fapt, noi amândouă am venit să ne bronzăm. Suntem chite să ne bronzăm. Nu au plecat singure însă. Băieții sunt în altă mașină și ia doldora de bagaje. Chiar n-am mai fost la noi la mare de mult timp și aș vrea să văd cum este litoralul la noi, sincer. Am fost numai plecat în afara țării și sper că s-a mai schimbat în bine și la noi. Mergem în vamă, stăm până luni, ieșim în fiecare seară, ziua la plajă. Băutură. Mulți au venit din străinătate și se bucură din plin de căldura de afară. Sincer, îmi place pentru că la noi e ploaie. E vreme nașpa la noi. Venim din Germania și ne-am gândit să facem o scurtă excursie la mare. Dar nu toată lumea se duce să se relaxeze și să petreacă. Spre mare, dar la muncă, la serviciu. Depoi mâine, 2 zile la mare. Mergem la o nuntă în Constanța, la mare. Și apoi mai suntem și câteva zile. Oricum, va fi un weekend prelungit, căci luni sunt rusaliile, așa că mulți au profitat să scape de toropeală și fug spre mare sau spre munte. Urmează cele mai aglomerate zile din acest sezon pe litoralul românesc. Colega mea, Raluca Sevastru, este pe o plajă din Mamaia și ne spune la ce trebuie să se aștepte turiștii. Raluca, ține vremea cu cei aflați la mare? Bună seara, Cristian, și bun găsit tuturor! Cu siguranță, turiștii se pot considera norocoși în weekend și luni de Rusalii. Se anunță maxime cuprinse între 26 și 28 de grade. E mai răcoare decât în restul țării. Aici pe plajă, nici vorbă de caniculă. Vântul a suflat și astăzi, iar marea e puțin agitată. Turiștii trebuie să respecte indicațiile salvamarilor. Chiar dacă valurile nu par periculoase, curenții pot pune în pericol chiar și înotătorii experimentați. Cei 80.000 de turiști care își vor petrece mini-vacanța de Rusalii aici pe litoral au ales în special Mamaia, Eforie Nord și Costinești. Momentan atât de la malul mării. La revedere! În vreme ce piețele și magazinele sunt invadate de roșii de import, cele românești ajung să putrezească pe câmp, căci nu le cumpără nimeni, se plâng fermierii. La marginea drumului și în piețele angro au ajuns să le vândă la un preț de nimic, cu cel mult 1 leu kilogramul. Dar nici așa n-au spor la vânzări. Uitați, roșii, uitați! O să vină... Uitați! Ce o să mănânce din import, gumele alea din import? În piața Angro, din localitatea buzoiană Glodeanu Sărat, legumicultorii stau cu zilele să-și vândă roșiile culese din solarii. Prețurile la care se vând legumele sunt de cel mult 1 leu pe kilogram, după intense negocieri. În momentul de față am avut o tonă și jumătate și am vândut 250 de kilograme, cu 80 de bani, 1 leu, 20 de lei baxul. Roșiile din solar s-au copt în cantități foarte mari zilele acestea, iar oferta depășește cu mult cererea. În aceste condiții, legumicultorii din Glodeanu Sărat și-au luat gândul de la profit și încearcă măcar să acopere o parte din cheltuieli. Le aruncăm pe canale din cauza guvernanților care ne importează atâtea roșii la prețul de nimic pentru noi. La piața la cât ajunge? La piață de la noi pleacă nici la 80 de bani, nu pleacă și ajunge la 10 lei, 8-10 lei roșia noastră. O să distrugă toate solariile. Asta se dorește. Asta se dorește, ca să aducă de afară. La 60 de kilometri distanță, în piața centrală din Buzău, prețul roșiei crește chiar și de 5 ori. Se găsesc tomate și mai scumpe. Cele mari, de exemplu, inimă de bou, costă peste 10 lei kilogramul. Roșiile la 4 lei, la 5 lei, ce ziceți? Nu-mi plac. Astea îmi plac la 15 lei. Acceptabil. Acceptabil. Pentru... A ajutat vremea, probabil. Da, da, da.
Da, fac 8, au mai scăzut și cireșile, mișinile. E roșiile, cum mi se par la preț? Sunt bune, sunt bune față de altă dată. Adică oamenii își permit. Da. Un kilogram, o jumătate de kilogram. Excedentul de roșii pe piață a fost creat de programul Tomata, spun legumicultorii buzoieni, care a adus un număr mare de cultivatori înscriși. Sătui de căldură, după zile întregi de caniculă, cei mai norocoși au început mini-vacanța de Rusalii mai repede. Piscinele au fost pline, iar distracția și băuturile fine nu au lipsit din peisaj. La București, o piscină din sectorul 6 a fost transformată în scenă pentru un concurs de Miss. La această piscină din cartierul Crângaș, nu doar soarele arzător a încins atmosfera, ci și câteva tinere care și-au etalat formele prin mișcări de dans pentru titlul de Miss Plaja. Le-am lăsat pe ele să ne spună ce le califică pentru marele premiu. Vreau să pun accent pe privirea mea impecabilă, cu care vreau să atrag atenția juriului și cu ajutorul zâmbetului și privirii să obțin titlul de Miss Plaja 2024. Aturile tale care sunt? Păi, cred că corpul, pentru că sunt slabă, și fața. Așa. Și la comportament aștept să fiu mai îndrăzneață. Mai îndrăzneață, da. Defilarea nu a trecut neobservată. Concurentele au întors toate privirile. Toate vor să devină regina frumuseții. Doar apa rece din piscină a reușit să-i mai răcorească pe spectatori după concursul de Miss. Eu zic să ne răcorim toată lumea cum o face toată lumea la piscină. Suntem puștani, ne distrăm și cam atât. Apa cum e? Foarte bine, răcoroasă, fix temperatura în care trebuie. Îmi iau o bere și sportivește. Da? Și mă bucur de vara asta. Și în Maramureș, oamenii au furat startul și au început mini-vacanța de Rusalii mai repede. Mulți au mers la o piscină de lux cu priveliște exact ca în Bali. Apa este foarte caldă și este foarte plăcut pentru că e și vibe-ul potrivit, se îmbină și muntele cu soarele. E foarte frumos. Ne-a luat cioară coritor. Rău n-are cum să fie. Pentru o zi la piscină, clienții trebuie să scoată din buzunar 100 de lei. În plus, oaspeții au posibilitatea să stea mai multe zile, pentru că dispun și de locuri și oferte de cazare. Prețurile diferă, avem camere duble sau camere triple de familii. Diferă prețul în sezon și în extra sezon. În sezon este 800 de lei cea dublă, cu un mic dejun, acces spa și piscină inclus, iar cea triplă 1000 de lei pe noapte. În extra sezon prețurile scad. Dacă nu ați făcut o rezervare din timp, este puțin probabil să mai găsiți locuri disponibile. Pentru mini-vacanța de Rusalii, pensiunea are grad de ocupare de aproape 100%. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 începe serialul O Dragoste, iar de la 21 și 45 de minute urmează Vinovați de iubire. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție, un weekend minunat vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Astăzi, valul de căldură a persistat, dar s-a diminuat ușor în intensitate. Valorile termice s-au situat mult peste normele pentru această dată, iar în vest și local în sud și în centru a fost caniculă, disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime s-au încadrat între 26 și 37 de grade. Cerul a fost variabil și cu totul izolat după amiaza, în zona de munte au fost averse slabe. Noaptea va fi tropicală, mai ales în regiunile sudice și vestice, iar temperaturile minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și în jurul la 25 de grade în dealurile de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Mâine, meteorologii ne avertizează că va fi și mai cald. În județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Vâlcea și Argeș va intra cod roșu de caniculă, iar restul țării se va afla sub cod galben și portocaliu.
Caliu. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 38 de grade. Gradul de instabilitate atmosferică se va accentua din a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, precum și la munte, unde pe arii restrânse vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi posibile izolat, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și în zona submontană. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult senin. Se vor înregistra 35 de grade în Târgoviște, 34 de grade în Slobozia. În Transilvania, vremea devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele ajung la 34 de grade în Cluj, 35 de grade în Târgu Mureș. În Moldova se anunță vreme foarte caldă, dar și ploioasă. Se vor înregistra 34 de grade în Focșani, 33 de grade în Galați. Și în vestul țării, ziua de mâine aduce pe lângă vreme deosebit de caldă și precipitații cu descărcări electrice. Mercurul din termometre urcă până la 37 de grade în Arad, la fel și în Timișoara. În Oltenia, meteorologii anunță vreme deosebit de caldă și însorită. Vor fi 38 de grade în Slatina, tot atâtea și în Craiova. În Dobrogea avem parte de vreme cu soare, iar temperaturile sunt în ușoară scădere. Vor fi 30 de grade în Tulcea, 26 de grade în Mangalia. În capitală, valul de căldură a persistat. Vremea a fost caniculară în orele amiezii, când și indicele temperatură umezeală a atins pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 35 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Mâine, valul de căldură se va intensifica. Vremea va fi caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală de peste 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare seara. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 36-37 de grade. La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări după amiaza și seara, când local vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri cantitățile vor fi însemnate. Valorile termice vor fi ușor în creștere. Se vor înregistra 28 de grade în Sinaia, 24 de grade la Stâna de Vale. La mare, vremea va fi frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Noaptea, izolat, va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.